Surprize fabuloase, experiențe de neuitat și emoții intense. Acestea sunt doar câteva dintre ingredientele ce vor transforma vara anului 2023 într-una dintre cele mai frumoase perioade din viața unor nativi. Anul 2023 nu a fost până acum prea blând cu cele 12 semne ale zodiacului. Nativii au avut de înfruntat un șir ce părea la un moment dat nesfârșit de probleme. Cei născuți în zodia fecioară au avut parte de tensiune la locul de muncă, dificultăți financiare, nemulțumirile acumulate, oglindindu-se și în relația cu partenerul sau partenera de viață. Zodia berbec a trăit o dezamăgire uriașă, un proiect foarte important a suferit numeroase amânări, obstacole noi apărând mereu în cale. Din fericire, astrologii anunță că lucrurile se vor schimba în a doua jumătate a acestui an. O zodie va avea noroc triplu în iulie, bifând reușită după reușită în dragoste, carieră și bani. A fost o perioadă a marilor transformări pentru cei născuți în zodia rac. Au evoluat din toate punctele de vedere și au descoperit adevărata independență și, cel mai important, forța interioară. Primăvara lui 2023 nu a fost deloc ușoară pentru ei. S-au confruntat, ei sau rude apropiate, cu unele probleme de sănătate, însă, din fericire, totul s-a dovedit a fi o alarmă falsă. În luna iulie, luna lor de naștere, vor avea parte de multă fericire. Nativii implicați într-o relație vor simți o aprofundare a legăturii cu partenerul sau partenera. Vor avea ocazia să petreacă timp de calitate împreună, discuțiile despre un viitor în doi făcându-și apariția. Relatează playtech.ro.